același timp. Și... Mă uit. Nu știu eu. Bună dimineața. Ok. Vom începe în 2 minute, cred. Dacă vreți să vă luați apă sau să mai mergeți odată la toaletă, nu știu, zic, dacă e nevoie. O să începem la 11 fix, pentru că ne urmăresc și mulți oameni pe Facebook și vrem să fim punctuali. Mulțumesc. Trebuie să începem, da? Zic bine? Bună dimineața, bine ați venit! Mai sunt locuri aici, în primul rând, dacă mai sunt persoane care încă nu au reușit să se așeze. Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru încredere, pentru faptul că ați ieșit din casă sâmbătă dimineața să ne întâlnim. Mulțumesc, Sam Plața, pentru acest prilej. Din punctul meu de vedere, contează foarte mult întâlnirea asta om la om, chiar dacă eu sunt una și voi sunteți mai mulți. Faptul că ne vedem și putem vorbi, chiar dacă sunt boxe și o transmisiune live, cumva suntem în contact. Și pentru mine contează mult asta, să vă văd și să vă aud. Planul pentru astăzi este să vă vorbesc eu cam o oră și apoi aș vrea să vorbiți și voi cu mine, în sensul că m-aș bucura să-mi puneți întrebări despre tema noastră de azi sau despre orice altceva credeți că poate primi un răspuns de la mine. Bun. Am ales ca temă pentru această întâlnire care se desfășoară sub umbrela Design Your Life. Viața ta e o poveste, trăiește-o și spune-o frumos. Și înainte de a intra în prezentare, aș vrea să vă spun pe scurt povestea mea, ca să mă legitimez și pentru ca cei care sunt aici și nu știu cine sunt, să înțeleagă de ce sunt aici.
Mă numesc Ioana Macoveciuc, m-am născut în Piatra Neamț, acum 37 de ani, în curând 38 se fac. Am avut o copilărie simpatică alături de mama și tatăl meu. Am mers la grădiniță, la școală, ca toți copii. Și habar n-aveam ce o să se întâmple la dimineața cu mine. Nu aveam planuri și nu-mi doream lucruri deosebite despre ce o să fiu când o să mă fac mare. Acum exact 20 de ani, aveam 17 și mergeam la Olimpiada Națională de Matematică. Îmi plăcea foarte mult matematica, mi se părea foarte limpede și ușoară. Nu scriam și nici nu citeam, pentru că fiind olimpică la matematică, eram, bineînțeles, scutită de a... Peste 20 de ani o să fiu, știu, aici, pe scena asta, și că o să am 7 cărți publicate, citite de, cred că s-au adunat peste 100.000 de oameni. Nu numai că n-aș fi crezut, dar m-aș fi simțit umilită. Pentru că în școala primară, învățătoarea noastră, ca să ne motiveze, ne lovea așa cu degetul în cap și ne spunea, cu capul ăsta prost, nu o să ajungi nicăieri. Și alteori îmi spunea, da, o să cucerești lumea, după care râdea, într-un fel foarte sarcastic. Și nu numai că asta nu mă motiva, dar mă făcea să asociez cumva planurile mari cu bătaia de joc, adică, come on, n-ai nicio șansă, vezi de viața ta, străduiește-te să fii măcar mediocră și poate o să fie bine. 10 ani mai târziu, aveam 27 de ani, a fost anul cel mai dificil din viața mea, pentru că mi-am dat seama că nu știam nimic despre mine și nu făceam nimic din ce îmi place. Și am avut nevoie de niște luni în care să stau doar eu cu mine și o să povestesc un pic mai târziu despre asta, ca să înțeleg ce caut aici, practic. Și am reușit să fac asta și în momentul ăsta pot să spun că povestea mea e una adevărată, pentru că am aflat cine sunt și pentru că pot să comunic asta și altora și pentru că pe ceilalți îi ajută când eu fac asta. Pentru mine, asta e cumva definiția succesului meu. Nu știu dacă la nivel global povestea mea poate fi considerată una de succes, dar eu așa mă simt. Fac ceea ce îmi place, cred că fac un lucru la care sunt bună și știu sigur că asta ajută. Deci da, pot să spun că povestea mea este nu numai una adevărată, ci și una frumoasă, nu doar pentru mine, ci și pentru cei care sunt în jurul meu. Și planul meu pentru astăzi este să vă inspir, să vă așezați și voi pe acest drum. Nu este o prezentare motivațională, am pus foarte multe lucruri concrete în ea, iar dacă mi-a scăpat ceva, o să vă rog să întrebați. O să vă răspund la absolut orice. Înainte de a trece la treabă, vă propun o definiție a fericirii. Și am zis așa, fericirea apare în acele momente în care simți gâdilituri în cerul gurii, când totul este așa cum ți-ai dorit, când simți că ai totul și nu-ți dorești nimic altceva. Credeți că e o definiție acceptabilă? Putem lucra cu ea? Ok. Vă propun un exercițiu. O să înțelegeți la sfârșit de ce vreau să-l facem. E desenat acolo un telefon mobil. O să vă rog să vă scoateți telefoanele mobile, să intrați pe pagina mea personală, Ioana Chicet Macoveciuc, sau pe cea de Prințesa Urbană. Nu trebuie să dați niciun like și niciun share. Vreau doar să-mi dați un mesaj care să conțină un singur cuvânt și el să exprime acel lucru care vă lipsește acum, ca să fiți fericite. Fericiți. Sunt și domni în sală. Deci care este acel lucru pe care dacă eu vi l-aș oferi acum sau în seara asta, v-ar transforma dintr-o persoană așa și așa sau nefericită într-una fericită? Un singur lucru. Un singur cuvânt.
Dacă nu găsiți pagina sau profilul, vă rog să ridicați o mână să vă ajut. Gata? Este cineva care mai are nevoie de timp? Da? Mai stăm câteva secunde pentru cuvintele mai lungi. O să sparg eu gheața. Nu trebuie să-mi spui. Nu? Nu. Aștept mesajele în privat. O să le citesc la sfârșit. Fără să spun de la cine au venit. Nu m-ai făcut să stric, dau un spoiler. Ok, mulțumesc. Acum vă rog să puneți telefoanele deoparte și aș vrea să-mi spuneți dacă vă considerați persoană mai degrabă fericită, ridicați o mână. Ok, mulțumesc. Și dacă vă considerați o persoană mai degrabă nefericită, ok, să zicem cam 10%. E bine. Felicitări și mă bucur. Bun, pornim dintr-un punct foarte promițător. Lecția mea de viață este că fericirea resursă interioară și o să vă explic cum am ajuns să simt asta. Știu că este ceva ce toată lumea spune, dar în același timp este ceva ce ajungi să înțelegi cu adevărat doar când ți se întâmplă și e foarte frustrant când n-ai ajuns în locul ăla și toată lumea îți spune asta și tu nu înțelegi despre ce e vorba. Viața mea a fost un lung șir de întâmplări fericite, dar și multe nefericite, pe care am încercat să le înțeleg în tot felul de feluri. Am mers la terapeuți, la bioenergeticieni, la biserică, la astrolog, numai la vrăjitoare n-am ajuns. Dar nu e timpul pierdut nici pentru asta, că înțeleg că e foarte la modă. Ca să înțeleg de ce mie și de ce, în general, de ce trebuie să mi se întâmple asta. Ne-a ars casa, tata ne-a părăsit la 12 ani ai mei, am avut o grămadă de accidente, de, nu știu, multe lucruri neplăcute și încercam să înțeleg, dacă fac eu ceva greșit, care e problema, de ce ceilalți oameni au o viață așa. Și viața mea este când foarte bine, când foarte rău, când foarte bine, când foarte rău și cumva mi-aș fi dorit să fie mai mult sau mai puțin rău, să zicem. Și am primit multe variante de răspunsuri de la specialiștii pe care i-am vizitat în dorința mea de a înțelege și singurul care m-a liniștit cât de cât a fost cel al unui psiholog care mi-a spus shit happens. Da? Lucruri nasoale se întâmplă. Unora mai mult, altora mai puțin. Nu prea poți să controlezi. Sigur, unele lucruri poți să le controlezi. Adică dacă intri singură într-o țară plin cu câini turbați, s-ar putea să fie vina ta că ți s-a întâmplat ceva rău. Însă, de cele mai multe ori nu e vina noastră când se întâmplă lucruri rele. Însă, faptul că tu ai trecut prin ele și ai supraviețuit reprezintă un atu pentru tine. Pentru că ți-ai descoperit niște resurse pe care oamenii care au trăit așa nu și le-au descoperit. Și bineînțeles am zis, bine, whatever, dar aș prefera să nu mai descoper nimic, dar lasă-mă să trăiesc liniștită. Și din nou a zis, ok, nu pot să controlez asta, o să se mai întâmple probabil lucruri, asta e traseul tău, încearcă să vezi ce faci cu lucrurile astea ca să le folosești într-un fel care să te ajute și pe tine și pe ceilalți. Și cumva cred că e adevărat, gândiți-vă că, mi-ați trimis un cuvânt cheie, da? Gândiți-vă că v-aș da acum, v-aș da ce vă doriți și peste o oră ați afla că, nu știu, o persoană foarte dragă e bolnavă și urmează să moară. Ați mai fi fericit? Ați primit ce ați dorit? Dar n-ați fi fericit, pentru că nu despre asta este, despre ce primești și ce pierzi, este despre ce faci cu ele înăuntru tău. Și de asta spun că viața noastră e o poveste, pentru că nu putem controla ce ni se întâmplă, dar putem controla ce facem cu noi în timp ce ni se întâmplă lucrurile astea și sper să reușesc să vă arăt cum. Bun. Ce face o poveste să fie bună? Un film, o carte, o idee, viața unui personaj, ce-l face să fie bun?
contează foarte mult ce îi se întâmplă, contează foarte mult cum arată decorul, sigur, contează toate lucrurile astea, dar eu cred că cel mai mult contează felul în care e spusă. Dacă e spusă frumos, am cărți pentru copii în care nu se întâmplă nimic. Este vorba despre o frunză care zboară deasupra pământului. Nu e niciun personaj, nicio replică. Deci este atât de frumoasă, e o poveste frumoasă, pentru că e spusă într-un fel frumos. Și asta e exact același lucru cu a spune că fericirea este o resursă interioară. Respectiv, nu contează atât de mult ce ți se întâmplă, ci cum trăiești ceea ce ți se întâmplă. Deci felul în care ne trăim viața contează mai mult decât ce se întâmplă în ea. Se întâmplă, contează și ce se întâmplă, desigur. Dar nu este covârșitor. Bun. Am folosit o metaforă aici. Cred cu tărie asta, pentru că este lecția vieții mele. Puteam foarte bine să o iau în alte direcții în foarte multe momente. Când am hotărât la ce facultate să dau, aveam 18 ani și toți colegii mei deciseseră deja că vor merge la ASE, majoritatea. Mai erau câțiva care mergeau la medicină și la Politehnică. Și pentru că eram atât de bună la matematică, cumva a fost implicit că voi merge la Politehnică și o să mă fac programatoare sau profesoară de matematică. Doar că, cumva, pe ultima 100 de metri am zis, vreau să fac altceva. Nu știam ce, nu mai scrisesem aproape nimic niciodată. Mă rog, scrisesem jurnale, dar erau groaznice. Chiar le-am recitit de curând și nu era nimic frumos scris acolo. Tot felul de drame pe care le știți și voi, desigur. Și mi-aduc aminte că am luat broșura de la Universitatea București și am trecut prin toate facultățile să văd la ce aș putea să dau, dat fiindcă eu făcusem numai matematică fizică în ultimii 4 ani. Și jurnalism a fost singura facultate la care mi se părea că am o vagă șansă, pentru că erau acolo niște probe de creativitate, care nu știam exact ce înseamnă, dar am zis, ok, pot încerca să fiu o persoană creativă. La celelalte nu știam nici geografie, nici biologie, nici franceză foarte bine. Și mai aveam 3 luni până la examen și am aflat că, pe lângă că erau 11 pe loc, erau 60 de locuri disponibile și intrau doar cei care făceau deja pregătire cu profesorii din facultate, care și propuneau subiectele și corectau lucrările. Și repede m-am învârtit să fac și eu ceva pregătire cu un profesor, îmi doream foarte mult să intru. Și a fost groaznic, pentru că nu citisem nicio carte din programă și subiectele erau de genul fă un interviu cu Ana înainte să se sinucidă, Ana din Ion, sau cu Mara, sau cu personaje despre care nu știam nimic decât că denumeau unele cărți, dar nu citisem. Și în 3 luni a trebuit să fac asta, să citesc și să rețin absolut orice detaliu, pentru că trebuia să fac reportaj. Da? Deci ai ajuns la fața locului și Ana tocmai s-a spânzurat. Ce vezi acolo? Descrie scena. Și trebuia să rețin exact cum atârna, pe unde intra soarele. Deci a fost o muncă foarte grea pentru mine, dar mi-am dat seama că asta e ce vreau să fac. Și am făcut asta pentru că am avut acest gând nebun, că poate eu sunt bună la altceva decât ASE și Politehnică. Bineînțeles, am dat și la Politehnică, pentru că mi-a fost frică că o să pic, pentru că toată lumea pica, 90% din cei înscriși la examen. Plus că nu făcusem gramatică și era și un examen de gramatică, în fine. Am intrat și la Politehnică și a trebuit să decid. Și tata mi-a spus că, ok, dacă o să te faci jurnalist, eu nu mai vorbesc cu tine, ceea ce aș fi făcut, vreme de 10 ani. Mama a zis, alegi ce ți-e bine să faci. Și am hotărât să fac asta. Deși, repet, nu scrisesem nimic înainte, știam că e foarte greu să răzbești în lumea asta, mai ales că veneam din provincie, vorbeam cu accent. A fost greu în primii ani. Însă, am simțit că asta e ce trebuie să fac. Și mi-a făcut plăcere. Chiar și când profesorul cu care mă pregăteam pentru examen îmi arunca caietele prin bucătăria lui și îmi zicea că sunt groaznică și că omor timpul degeaba, că în loc să pregătească un om talentat, el pierde timpul cu mine să mă duc la... El încerca, bineînțeles, din nou să mă motiveze și a funcționat de data asta. Și am rescris unele texte și de 20 de ori. Îmi folosește. Adică îmi dau seama acum când scriu, de exemplu, la roman, îmi dau seama că folosesc tehnicile pe care m-a învățat el. Acum 10 ani, mai mult de 10 ani. Bun. Am ajuns în acest punct. O poveste frumoasă e una adevărată.
Sunteți de acord cu asta? Credeți că o poveste poate să fie frumoasă dacă este o minciună? Poate să fie fantezie, dar în calitate de autor de carte vă asigur că și fanteziile pornesc și au o doză mare de adevăr. Ok, aș vrea să discutăm pe rând despre aceste două detalii, despre adevărul din viața noastră. E un subiect foarte sensibil și de fiecare dată când vorbesc despre el, cineva sfârșește prin a plânge. Sper să nu fiu eu din nou. Ne e foarte greu să scoatem la lumină adevărul din noi, din mai multe motive. Unul este că nu-l știm. Cred că suntem crescuți fără vreo rea intenție din partea celor care ne-au crescut să disimulăm foarte mult. Nu trebuie să știe nimeni ce e în inima ta. Numai tu trebuie să știi cât de greu e la tine acasă. Nu interesează pe nimeni problemele tale. E rușine să vorbești despre ceea ce simți și nu contează așa mult ceea ce simți, contează ce ai de făcut, faci și gata. Sunt lucruri pe care le-am auzit foarte des și care m-au modelat așa. Vreme de 18 ani în viața mea am ignorat, pur și simplu n-am vrut să mă uit la cine sunt. Făceam ce făceau alții, prietenii mei ascultau manele, ascultam și eu și îmi plăceau. N-avea cum să nu-ți placă, adică toată lumea făcea asta. Mă îmbrăcam în feluri pe care acum le consider ciudate, ca să nu zic mai urât, însă o făceam pentru că mi se părea că trebuie să fac asta. Și mi se părea că dacă fac diferit, nu o să mă mai placă nimeni. Un alt motiv pentru care nu spunem adevărul este pentru că ne este rușine. Ne gândim că lumea o să ne judece. Cine vorbește despre emoțiile lui în public e penibil. Mie nu mi se pare. Eu cred că pe mine mă ajută și din experiența mea îi ajută și pe cei care sunt în fața mea și ascultă, chiar dacă pe moment poate fi un pic disconfortabil. Nu suntem învățați să vorbim despre noi și cred că asta ar trebui să se schimbe. Și vedeți ce se întâmplă și cu campania Me Too zilele astea pe Facebook, când oamenii accesează lucruri care au nevoie să iasă la iveală ca să nu mai doară. Ne e frică de judecata celorlalți. Ce o să spună dacă eu o să recunosc că nu mă descurc cu cei doi copii? Toată lumea se descurcă, numai eu nu. Doar că dacă ajungi să spui adevărul, o să vezi că de fapt nimeni nu se descurcă atât de bine. E suficient cineva să spună, băi, mie mi-e greu, îmi vine să plec. Și mie, și mie, și mie, Me Too. E nevoie de câțiva dintre noi, dintre voi, să înceapă să facă asta și să vedeți că lucrurile se schimbă. Am prietene bune cu care n-am vorbit ani buni despre cum ne simțim. Totul era așa un joc. Uite masca mea, eu o văd pe a ta și asta e relația noastră. O altă problemă este că ne teamă că nu o să găsim pe cineva care să poată asculta adevărul, pentru că cumva... Asta e o prejudecată, că oamenii, dacă află adevărul, vor folosi cumva împotriva ta sau vor râde de tine sau te vor judeca, dar asta nu e adevărat. Pentru că, în general, oamenii reacționează la vulnerabilitate cu deschidere. Wow, mulțumesc că mi-ai spus. Doar că, într-adevăr, trebuie să găsim o persoană care să ne poată asculta, doar să asculte, fără să compare, fără să-ți dea soluții, fără să te judece, fără să-ți explice. Vreau doar să spun adevărul despre mine, mă ajută pe mine să-l rostesc. Și persoana din fața mea trebuie să zică, ok, sunt aici. Las la o parte toată grila mea de prejudecăți, toată experiența mea de viață și doar te ascult. După cum vedeți, lucrurile astea sunt, depind tot de noi. Nu știi adevărul despre tine, dar poți să-l afli. Ți-e rușine. Încearcă odată să faci asta. Ok, chiar dacă și mie este foarte greu să vorbesc în public. Acum sunt ceva mai bine, dar au fost situații în care nu am putut rosti un cuvânt. Pentru că mi-este rușine și pentru că am foarte puțină încredere în mine și mereu mă gândesc că o să mă împiedic, o să spun prostii, o să leșin, dar fac asta oricum, pentru că îmi și place și pentru că am observat că niciodată nu se întâmplă lucrurile astea atât de groaznice de care mă tem. E posibil să se întâmple la un moment dat, dar în 9 cazuri din 10 nu se întâmplă, ceea ce e ok.
frica de judecata celorlalți. Din nou, încercați. Și o să vedeți că, de fapt, și ei se tem de noi. Deci toată lumea are exact aceeași problemă. Suntem fiecare în carapacea lui și ne temem că dacă o deschidem, ceilalți o să dea buzna, dar și ei sunt în carapacea lor. Trebuie doar să le dăm o șansă să ne dezvăluim. Bun. Din experiența mea de viață, o să vă dau un singur exemplu. Când am pierdut prima sarcină, aveam 31 de ani și nu cunoșteam pe nimeni care să fi trecut prin asta. Și asta făcea lucrurile cu atât mai grele. Și pe lângă suferința faptului în sine, că îmi pierdusem copilul, avea 9 săptămâni în burta mea, dar pentru mine era copilul meu, avea deja nume. Și pe lângă experiența groaznică a chiuretajului în sine, a mai fost și această problemă. Eram singura. Deci ce este atât de neregulă cu mine, de nu am reușit să fac asta. În jurul meu erau numai femei care fuseseră însărcinate, născuseră. Eu fusesem însărcinată, copilul meu murise. Ce neregulă cu mine. Era foarte greu să trăiesc. Și am încercat să fac asta, să spun adevărul, să zic, ok, sarcina mea nu mai este. Sufăr foarte mult, mi-e foarte greu și nu cred că pot să mai trec niciodată prin asta. Și am scris un articol pe blog și l-am publicat așa, fără să-l corectez, fără să mă gândesc, a fost o chestie de impuls, am zis, am nevoie să spun acest adevăr. Și reacția a fost uimitoare, în sensul că am primit cred că 1000 de mesaje în următoarele zile, de la o mulțime de oameni, de la femei, de la bărbați, de la copii de 10-11 ani, care îmi scriau să-mi spună, uite și mama a trecut prin asta și dacă n-ar mai fi încercat, eu n-aș fi acum să scriu mesajul ăsta, să te încurajez. M-a impresionat foarte mult. Mi-au scris prietene bune, colege, vecine, deci femei pe care le cunoșteam de multă vreme și care nu vorbiseră despre asta niciodată. Eu nu știam, eu nu cunoșteam pe niciuna. Deci, realmente, nu cunoșteam nicio femeie să fi trecut prin asta. Și, da, m-a ajutat foarte mult să știu că se întâmplă. Sigur că știam că există statistica care spune că una din 5 femei, dar nu mă încurajează cu nimic. Unde sunt femeile alea dacă eu cunosc 500 de oameni și niciunul n-a trecut prin asta? Și apoi am văzut că ele erau peste tot. Și m-a ajutat foarte mult. Odată am păstrat legătura cu câteva dintre ele pentru că aveam nevoie să știu cum fac să trec peste asta. Îmi doream foarte mult copii, dar nu mai vreau să mai trec prin asta. Și am ținut legătura cu câteva dintre ele mulți ani. Și acum ținem legătura. Avem copii mari împreună, se întâlnesc. M-a ajutat foarte mult și pe mine și pe ele să știm că suntem mai multe. Și eu am trecut prin asta și am supraviețuit. Și exact acum asta. Încerc să fac același lucru pentru alți oameni. Am trecut și eu prin asta și mie mi-e greu cu copiii. Nici eu nu am ajutor. E ok, o să fie bine. Uite, copiii mei au mai crescut, nu am omorât pe niciunul, deși uneori poate am vrut. Ajută. Ajută să spui despre tine. Te ajută pe tine. Te ajută să te conectezi de adevăratele. Măștile nu se conectează. Când totul este automatizat și doar te prefaci, ok, poți să ai prietenii, poți să ai relații sociale simpatice, să râzi, să te simți bine la un film, dar aceea nu este conectare, aceea nu este o relație adevărată și nu ajută cu adevărat sufletul niciunuia dintre cei doi. Însă când se deschide carapacea și se spun adevăruri, atunci se întâmplă conectarea și relațiile adevărate. Ce se mai întâmplă este vindecarea. Toată viața mea, asta mi-a arătat, ajută enorm terapia. Dar și aceea este o relație. Este o relație cu un om căruia tu îi spui adevărul și el te ghidează, te ajută. Ajută enorm să aveți o persoană apropiată, că e soțul, pot fi și copiii, dacă sunt suficient de mari, sau cea mai bună prietenă sau mama. O persoană căreia să-i puteți spune lucruri. Și o să vedeți că vindecarea începe acolo. Nici nu contează ce vă spune înapoi sau ce faceți. Simplu fapt că rostiți lucruri vă ajută. Asta este magia relațiilor și funcționează. Și veți câștiga și respect. Mi-aduc aminte cât de impresionat am fost la o întâlnire cu o prietenă a bunicii mele, o femeie simplă de la țară, care povestea despre cât de greu e cu bărbatul ei care o bate. Și, nu știu, aveam vreo 10 ani și ea vorbea despre asta și mi se părea incredibil. Femeia asta are curajul să spună, bineînțeles că pe aproape toate femeile din sat le bătea cineva, nimeni nu vorbea despre asta, toate ziceau că au căzut pe scări, că
Și femeia asta spunea că ea nu mai poate, că o doare, că vrea să plece. Și am respectat-o, am zis, aveam 10 ani, nu știam foarte mare lucruri despre relații și despre conveniențe sociale, dar faptul că ea a venit la bunica mea să-i spună, vreau să spun cuiva și să spun ție, că nu mai pot. Am respectat asta, mi s-a părut un act de curaj. Și am observat asta și de la oamenii cu care mă întâlnesc și care mă citesc sau care vin la evenimente, că spun, mulțumesc, respect ceea ce faci și e foarte bine să te simți, cel puțin pe mine, un om atât de rușinos. Știu că nu pare că sunt pe scenă și vorbesc în fața voastră, dar nu mă simt confortabil. Am ieșit din zona mea de confort acum. Și deși știu că adevărul ajută, tot mi-e greu să rostesc, pentru că mi-e foarte greu să mă remodelez după atâția ani în care am trăit diferit. Dar fac asta și vă încurajez să faceți și voi și vă garantez că oamenii care sunt obișnuiți să trăiască cu măști, când o să aud adevărul vostru, o să vă ofere respect pentru simplu fapt că aveți curajul să faceți altfel, așa cum vă simțiți voi bine. Și de ce nu admirație? E foarte important, admirația ajută încrederea în sine. Am mai scris eu despre asta, nu știu dacă nu vreau să vă plictisesc, dar stima de sine vine din convingerea că ești valoros așa cum ești. Și asta se construiește în copilărie. Atunci când cei pe care îi iubești, te iubesc înapoi, indiferent de ce faci. Asta este stima de sine și dacă nu o capeți în primii ani de viață, păi e foarte greu să recuperezi. Însă încrederea în tine, ea vine din dovada faptului că faci lucruri bune. Că îți spun oamenii, apreciezi ceea ce faci, îmi place ce faci sau că vezi tu rezultatele muncii tale. Ai reușit să faci ce ți-ai propus la serviciu, ai reușit să crești copii întregi. Astea sunt lucruri care îți cresc încrederea în tine și te ajută să fii bine cu tine și cu ceilalți. Iar admirația pe care o primești când spui adevărul, ajută. Pe mine mă ajută enorm și sunt sigură că o să vă ajute și pe voi. Și nu în ultimul rând, ajută foarte mult să, atunci când vorbești despre tine cu cineva în care ai încredere, mie mi se întâmplă asta foarte des și spun despre mine, despre emoțiile mele, despre ce mă sperie, despre ce mă doare, îmi dau seama că de fapt, hei, sunt ok, sunt un om în regulă, nu sunt cel mai frumos din lume, sunt un om normal, un om cu emoții. Sunt bine. Și asta îți oferă o împăcare cu tine de care cred că toți avem nevoie. Mai ales în relația cu copiii, care e foarte solicitantă, dar și în cea de cuplu. Ok, cum facem să spunem adevărul? Ca să putem spune o poveste frumoasă și adevărată. Mai întâi căutăm. Asta înseamnă să stați un pic cu voi, puțin în fiecare zi sau mult în fiecare zi, dacă aveți timpul ăsta, și să vă uitați de adevăratele, la ce sunteți, ce vă place să faceți, ce vă doare, de ce vreți să scăpați. Mulți dintre noi nu au vocabular emoțional, pentru că nu am fost învățați să ne exprimăm sentimentele și emoțiile și nu știm cum se numesc. Simt ceva aici, mă sufoc aici, ceva în gât, nu știu dacă este furie, este frustrare. Pentru asta puteți citi sau puteți pur și simplu vorbi. Și o să vedeți că vocabularul prin exercițiu, vocabularul emoțional, limbajul emoțional se dezvoltă repede. Dar trebuie să le dați o șansă să faceți asta. Trebuie să găsiți pe cineva care să vă asculte. Nu funcționează dacă sunteți singuri. Aveți nevoie de o relație. Eu fac asta și cu copiii care au 5 ani, respectiv 3 ani. Sigur, nu le spun adevăruri grele pentru ei, dar pot să le spun, de exemplu, cât de mult îmi doream, când eram mică, să mă joc și eu cu mama, așa cum mă joc eu cu ea acum, să ne tăvălim pe jos, să ne punem tricouri în cap și să ne prefacem că ne-a crescut părul ca lui Rapunzel, să ne prostim, cum se zice, nu? Le spun asta și pe mine mă ajută. Copilul din mine în sfârșit primește ceea ce și-a dorit și faptul că ei ascultă, ei nu judecă și nu mi-oferă soluții, ei știu să asculte pentru că e ceva natural, ei încă n-au pierdut asta și mă ascultă și mă îmbrățișează și pentru mine e grozav. Uneori face soțul meu asta, alteori face prietena mea asta sau mama și mă ajută foarte mult. Și după ce aveți toate astea, adică după ce știți adevărul, aveți cuvinte să le exprimați și aveți cu cine, faceți asta des. Nu trebuie să fie
de sărbătorile legale. E ziua mea, deci azi voi spune adevărul unei persoane. Faceți-o tot timpul. Așa am reușit să mă las de fumat acum 11 ani. Aveam un prieten pe care îl sunam de fiecare dată când voiam să-mi aprind o țigară. Și sunam noaptea, dimineața, în cele mai ciudate momente și ziceam, vreau să omor pe cineva, nu mai pot. Și el mă asculta și trecea. Și a funcționat, pentru că și el făcuse asta cu cineva înainte și a dat mai departe cumva. Și apoi am fost eu prietena altcuiva care avea nevoie să se lase. Și a mers, m-a ajutat mult. Și apoi doar observați ce se întâmplă în viața voastră. În viața mea, cel puțin, rezultatele au fost... Practic, din momentul am început să fiu eu și să trăiesc cu adevărat. Și din momentul acela a început să schimbe tot în viața mea. Și cariera, și familia... Practic am început să primesc tot ce îmi doream și nu știam ce nu merge înainte. Mi se întâmplau atâtea rele și acum mi se întâmplă rele. Dar le privesc altfel. N-aș vrea să vorbim acum despre asta. Da. Și facem asta des, tot timpul. Și asta nu o să ne transforme nici în plângăcioși, nici în... ci pur și simplu în oameni care se cunosc și știu să comunice. Bun. Relația funcționează dacă dai și primești. Și aș vrea să vorbesc un pic și despre asta, despre cum facem să ascultăm adevărul altora. Pentru că dacă avem o relație în care doar noi spunem despre noi și celălalt doar ascultă, de la un punct va deveni împovărător pentru celălalt. Și trebuie să oferim ocazia și celui care ne ascultă să vorbească. E greu să asculți fără să procesezi tot timpul în capul tău, păi normal că ți s-a întâmplat asta, că dacă nu, eu ți-am spus să nu faci, te-ai băgat singur în asta, a fost vina ta, foarte greu să pui stop, doar ascultă ce spune acest om, nu e despre tine, nu e despre ce ai fi făcut tu, doar taci și ascultă. E foarte greu, mi se întâmplă asta și cu copiii, că Sofia îmi povestește de la grădiniță și mereu îmi vine să o întrerup, să spun, păi și tu nu ai spus, de ce? Păi nu ți-am zis dimineață când... După care ea imediat se oprește și cumva așa e foarte contrariată, că de ce vorbești, mamă, că eu, acum m-ai întrebat pe mine, ascultă răspunsul. Și când fac asta, când pur și simplu o las, pentru că ea nu are nevoie, știe și ea că ar fi trebuit să facă altceva, ea doar vrea să spună. Și acum încerc, nu-mi iese tot timpul, dar încerc foarte mult pur și simplu să ascult și să spun și eu sau înțeleg, atât, nu e nevoie să... dați feedback când e vorba despre o ascultare de acest gen. Sigur, în unele situații, oamenii chiar vor să afle părerea ta despre ceva și atunci trebuie să le oferi. Nu vreau să insist foarte mult despre asta, dar mi s-a părut important să punctez. Bun. Acum că am încheiat cumva partea asta cu adevărul, cum scrie o poveste adevărată, aș vrea să vorbim un pic și despre cum scrie o poveste frumoasă. Și cred că dacă, cumva asta e metafora, dacă faceți o poveste frumoasă din viața voastră, o să reușiți să fiți fericiți, respectiv să simțiți senzația aceea de gâdilituri în cerul gurii cât mai des. Tot timpul nu se poate, din păcate. Așa, urmează un segment despre creativitate. Ideile. Ce sunt ideile? Ideile sunt gânduri, soluții, planuri care apar spontan în mintea noastră din motive necunoscute, și care apar spontan în mintea multor oameni în același timp. Și asta mi s-a demonstrat în multe situații și cu persoane care scriau aceleași articole în același timp sau la zile diferite fără să se copieze, pur și simplu. Suntem oameni, avem multe pattern-uri care funcționează la fel și ne vine aceeași idee în același timp. Se întâmplă ca și autorii din colțuri diferite ale lumii să scrie cărți pe exact același subiect, deși nu se cunosc și nu au experiențe de viață asemănătoare. Se întâmplă. Mi s-a întâmplat să mă îmbrac la fel cu o colegă blogger cu care am susținut un eveniment. Ne programasem amândouă, nu am vorbit înainte, îmi programasem o altă ținută și când am ieșit pe ușă mi-am zis o să-mi iau cămașa albă ca să fie o diferită. Și am fost îmbrăcată exact la fel, în blugi și o cămașă albă. Zici că ne vorbisem. Nu ne vorbisem. Ne-a venit pur și simplu aceeași idee spontan în minte în același timp. Toți avem idei. Toți suntem creativi. Știu că există această prejudecată cum că sunt creativi doar artiștii, doar cei care trăiesc din asta. Sculptorii, pictorii, autorii, cântăreții, compozitorii. Dar eu cred că suntem creativi toți. Doar că
unii dintre noi primesc ideile astea și le pun la lucru și alții zic, ce prostie, că dar nu o să mă apuc eu să fac ce mi-a trecut acum prin cap. Sigur, unele lucruri chiar e bine să nu le faci, nu e bine să facem tot ce ne trece prin cap, dar unele idei merită puse în aplicare. Și o să vă explic în continuare și de ce e bine să facem asta. Ok, ca să fii creativ îți trebuie timp. Măcar 5 secunde să reacționezi la ideea pe care ai avut-o. Dacă noi suntem tot timpul în caruselul ăsta cu ce am de făcut, e foarte greu să fii creativ când lucrezi într-un ritm și cumva trebuie să găsiți, adică să acceptați ideea când vă vine minte, hei, mi-a venit o idee. Ia stai puțin, 5 secunde să mă gândesc, e ceva bun aici, e ceva ce aș putea să folosesc? Și eu mă gândesc la milioane de lucruri într-o zi. Din unele ies lucruri grozave, altele trec, se întorc sau poate nu. Majoritatea sunt pierdute pe vecie. Ca să fiți creativi, este nevoie să aveți ajutor. Și mă refer la oameni care să vă degreveze de sarcinile astea care ne omoară. Au un soț, o bunică, o doamnă care să vină să mai stea cu copiii, să orice. Să vă dea o pauză. E foarte greu să scrii o poveste frumoasă despre tine când tu nu ai timp nici să te speli pe dinți. Deci mă încurajez, îmi scuze, să faceți asta, să cereți ajutor. Nu poți să fii creativ dacă totul despre tine e o minciună, pentru că ideile bune vin din recunoașterea faptului că ești într-un fel sau altul. Deci ideile bune se întâmplă când ești în contact cu tine, nu cu masca ta. Deci trebuie să fiți autentici. Și trebuie să fiți dispuși să ieșiți în față și să spuneți am această idee și vreau să o implementez. Și aveți nevoie și de exercițiu. La început o să vi se pară foarte ciudat să faceți lucruri, o să vă explic și despre ce vorbesc aici cu ideile astea și cu implementarea lor. Trebuie să lucrați mult, nu zic foarte mult, că știu că nimeni n-are timp. Trebuie să încercați, de exemplu, când eram însărcinată cu Sofia, eram foarte... mă enerva teribil că toată lumea voia să-mi atingă burta. Și eu nu sunt o persoană tactilă, nu-mi place oricum să fiu atinsă de străini, iar persoanele astea care tot timpul se repezeau să mă pipăie, mi se părea oribil. Și mi-am făcut un tricou pe care am scris, dacă mi-atingi burta, te muș de cap. Și a funcționat. Lumea se apropia, după aia citea și zicea, ce burtă drăguță, dar mai de la distanță. Este un exemplu de o idee, da? Că eram disperată, ce să fac? M-am gândit, îmi scriu pe frunte, nu mă mai atingeți, că mor, pierd copilul aici, nu mai puneți mâna pe mine, pe care mi-am zis, stai că pot să scriu pe un tricou. Și am făcut asta, bineînțeles că a fost o grămadă de sprâncene ridicate la centru de imprimare de tricouri, mi-a păsat, am făcut-o și a funcționat. Sau când ai o situație dificilă cu copiii, nu știu, trebuie să ieși din casă și l-ai îmbrăcat pe unul, celălalt s-a dezbrăcat, se întâmplă tot timpul. Nu știu, încep să le cânt un cântecel, habar n-am, îmi vin idei și le las. Fac ce-mi trece prin cap, whatever works, ca să-mi rezolv problema. Și acum 5-6 ani, 8, n-aș fi făcut asta, pentru că m-aș fi gândit că mi-e rușine, că e ridicol, eu nu știu să cânt, nu contează. Deci chestia asta cu cântatul funcționează, nu știu care este magia, când groaznic, dacă când încep să cânt, dintr-o dată copiii zic, a, ce drăguț, înceapă și să cânte și reușim să ieșim pe ușă. Funcționează, a fost o idee care a funcționat, nu zic că funcționează în cazul tuturor. Sunt exemple de idei, de lucruri care te pot scoate dintr-o situație dificilă. Deci ai fost creativ, asta nu înseamnă că ai pictat un tablou care se va vinde pe 50 de milioane de euro sau că ai scris o carte bună. Ai fost creativ, te-ai scos dintr-o situație dificilă, singur, cu resursele tale. Despre asta vorbesc acum când în partea asta despre creativitate. Vreau să vă povestesc ceva despre, nu știu dacă ați citit, cartea lui Liz Gilbert despre lecții de magie se numește și este o carte despre creativitate. Vă recomand. Liz Gilbert este cea care a scris Eat, Pray, Love, lecții de magie. Bun, în cartea ei povestește despre un poet care are același nume cu ea, dar nu are nicio legătură de rudenie, nu se cunosc.
E un poet care odată la 5 sau 10 ani, nu mai rețin exact, scotea un album de poezie genial, după care dispărea, pentru că lui nu-i plăcea faima, nu dorea să fie celebru, aștepta să-l uite lumea și apoi revenea cu un super volum de poezie care era declarat absolut genial. Și când, imediat după ce își publica cărțile, ținea și câteva cursuri de creativitate la Universitatea Americană și la un moment dat o studentă s-a apropiat de el și i-a spus că iar vrea să se facă scriitoare, însă se teme. Și el i-a spus asta: ai curajul de a duce la îndeplinire această lucrare, respectiv aceea de a fi scriitor, comorile ascunse în tine speră că vei spune da. Mi-a plăcut foarte mult asta, pentru că toți avem lucruri extraordinare în noi, însă, din motivele pe care le-am enumerat mai devreme, că este rușine, că nimeni nu vrea să știe ce ai în sufletul tău, că este periculos să te dezvălui. Lucrurile astea le îngropăm și mulți dintre noi nici nu le cunoaștem. Și cumva îndemnul meu pentru voi este acesta: lăsați comorile din voi să iasă la lumină, recunoașteți-le voi și apoi dați-le mai departe și altora. Cred că asta este creativitatea de fapt. E o definiție foarte personală. Jack Gilbert se numește poetul. Bun. Deci creativitatea este despre idei. Idei vin tot timpul. Deci nu există om care să nu aibă idei. Câtă vreme ai o minte și ești atent la ce se întâmplă în ea, vei observa ideile care vin așa, apar ca niște puf de păpădie, să te salveze. Dar trebuie să le observi. Trebuie să fii un pic atent la ce ți se întâmplă. Și să culegi din toate ideile astea pe cele care te pot ajuta într-o situație sau alta, acum sau mai târziu. În absolut orice domeniu. Deci nu contează unde lucrați, unde stați, câtă lume e la voi în casă, câți copii aveți. Nu contează. Idei vă vin sigur. Și vă îndemn să fiți un pic atenți. Nu acum, acum vreau să fiți atenți la mine. În general, dați-vă câteva secunde și gândiți-vă la gândurile voastre. Ce e acolo? Ce se întâmplă acolo? O să vedeți că sunt multe lucruri. Aici revin, o să vedeți că se repetă. De ce nu lăsăm ideile să ne ajute? Care vin spontan, da? Să-i zicem inspirație divină, nu știu ce este. Poate sunt doar neuronii noștri care fac scurt-circuit între ei și se creează ideile. Nu știu în care teorie să cred. Cert este că ele vin, dar mulți dintre noi, majoritatea, artiștii asta fac, lasă ideile să vină. Așa se creează lucruri extraordinare. Nu le e frică. O să fac un tablou și o să-l desenez cu picioarele. N-a mai făcut nimeni asta. O să râdă de mine 3 milioane de oameni. Dar poate 10.000 de oameni când o să vadă tabloul ăsta o să se simtă mișcați, o să câștige ceva. Așa că o să o fac. Deci toți mari scriitori au îndrăznit să facă ceva diferit, să se expună. Le-a venit o idee și nu le-a fost frică de ea. Nu le-a fost rușine. Mulți dintre noi, sunt sigură că nu sunt doar eu aici. Apoi blazarea, te gândești, trebuie să fii un geniu ca să fii creativ. Eu sunt un om obișnuit. M-am născut într-un sat lângă București, nu pot eu să fiu creativ. Eu o să mă la serviciu și apoi o să ies la pensie și o să mor. Dar nu este adevărat. Deci vă garantez, toți avem idei, toți suntem creativi. Trebuie să lăsăm un pic să mecanismul să funcționeze, să dăm un pic de timp să se ungă teama, da? O să fiu ridiculizat, o să râdă lumea de mine, nu e bine să ieși din rând. Și asta este din nou ceva cu care noi am fost crescuți. Nu? Atunci așa era. Ca să supraviețuiești, trebuia să te potrivești în rând. Pentru că altfel atrăgeai atenția, veneau să te caute, te întrebau ce muzică asculți, de unde ai bani. Nu era bine. Dar acum nu mai așa. Putem să facem ce vrem, câtă vreme nu deranjăm pe alții, bineînțeles. Da, și ne temem de lipsă de inspirație, dar asta e o falsă problemă. Ideile vin tot timpul, și când ești obosit, și când ești flămând, este pur și simplu este ceva ce se întâmplă. Creierul este activ tot timpul. Și mai este și asta, nu am timp să am idei. Dar nu ai nevoie de timp, ele apar spontan. Ai nevoie de timp, într-adevăr, să le bagi în seamă. Și o să vorbim și despre asta puțin mai târziu. Nu știu cât e ceas. Oh, e destul de târziu. Ok, o să mă grăbesc un pic. Ce vom câștiga dacă vom lăsa ideile să intre în viața noastră? O să vă distrați foarte bine. Prietena mea îmi povestește că mai nou soțul ei, când duce fetițele la școală, la grădiniță, își pune un tricou din ăsta pe cap și spune că el nu mai are păr. Spune că a crescut părul. Se distrează grozav și el și toți copiii și profesorii. Se distrează. Omul face ce-i vine. Și e și grozav pentru toată lumea. Mie mi-ar fi jenă să fac asta, dar l-admir foarte mult pentru ce face.
Bunica mea, care are acum 85 de ani, obișnuia să țeasă covoare la război. Nu știu dacă știți cum arată. Da. Și are și poliartrită, dor foarte tare degetele care s-au strâmbat și nu le mai putea folosi, dar cu toate astea nu se lăsa și fie croșeta, fie țesea covoare, fie împletea. Și mi-amintesc că am întrebat-o, cred că aveam 14-15 ani, de ce nu te oprești? De ce faci asta? Dacă te doare și ți-e greu, nu mai face. Și a zis, nu pot, că dacă mi se opresc mâinile, îmi pornește creierul. Deci ea căuta lucruri de făcut ca să nu își lasă ideile să... Cumva viața ei era deja scrisă, îi se părea inutil să fie creativ acum. Pentru ce mai am eu nevoie de idei în cap? Așa că își punea mâinile la lucru, deși asta o făcea să sufere, doar ca să nu se gândească. Și după un timp a încetat să facă asta și ok, și-a pus internet, a început să citească reviste online și a început să lase ideile să vină. Și a fost mai bine. A recunoscut și ea că, hei, nu e așa rău să îți meargă creierul și să stea mâinile. Pentru că soluțiile, ideile astea o să vă ajute să vă rezolvați probleme de adevărate, deci nu este o metaforă. Ideile bune vă scot din situații dificile. Ele de asta și apar, de fapt. Deci dacă le lăsați un pic să vă ajute și dacă le observați, o să vedeți rezultate repede. Și de ce nu? Mă rog, asta e o chestie așa, cumva personală, pentru că m-am obișnuit să mă expun și nu mai am frica pe care o aveam la început. Am observat că viața e mult mai plină când chiar faci lucruri și nu doar îți ții mâinile ocupate ca să nu îți meargă creierul. Da, nu știu câți dintre voi se distrează cu adevărat în viața asta. Eu foarte multă vreme nu m-am distrat, am făcut doar ce trebuia să fac și a fost ok, era călduț așa, dar nu era viață-viață. Da, comorile din voi care sunt acolo, speră că veți avea curajul să vă uitați la ele și să le puneți la lucru. Asta revenind la citatul din Jack Gilbert. Aș vrea să vă gândiți la asta, de adevăratele, nu doar așa, pentru că vă rog eu. Dar cum facem rost de timp, da? Că am zis, e nevoie de un pic de timp să te uiți la ideile alea și să le pui în aplicare. Vă luați o mașină de spălat vase. Mie mi-a schimbat viața. De spălam vase o oră pe zi, cred că acum că suntem patru aș fi spălat 2 ore pe zi vase. Deci, nu știu, renunțați la mobilier de bucătărie, renunțați la merită. Deci, cea mai bună investiție pentru câștiga timp, mașina de spălat vase. Uscătorul de rufe, la fel. Deci, este să nu mai stau să mai întind toți ciorăpeii și toți chiloței o jumătate de oră pe zi, doar le iau și le pun în dulap, nu le calc, într-adevăr. Asta e. Știu că tata nu e mama, dar nici nu trebuie să fie. Așa că îndrăzniți să lăsați și soții să mai facă lucruri cu copiii, că se vor descurca, nu o să-i strice. Dimpotrivă, cu cât îi lăsați mai mult, cu atât o să puteți să evadați. Veniți aici în samplața la un film. Ajutor în casă. Deci nu o să zic asta de prea multe ori, mi se pare că mereu e nevoie să mai zic. Nu trebuie să le faceți pe toate, nimeni nu se descurcă perfect cu toate. Asta pot să vă promit, îmi scrie o grămadă de lume. Nu mă descurc, știu, nici eu, nimeni nu se descurcă așa la modul ideal. Și prioritizați pe cât posibil. La mine, de exemplu, ordinea este așa. Sunt copii, de primul loc, și am reușit după amiaza când sunt doar eu cu ei, iau la 4 de la grădiniță și până la 9 când îi culc. Nu stau pe Facebook, nu deschid laptopul, stau doar cu ei și funcționează grozav. Pe locul 2 este munca mea, scrisul, întâlnirile cu oamenii, tot ce ține de asta. Pe locul 3 e soțul meu și încerc să îl urc un pic mai sus în top, pentru că știu că este greu și că deja sunt mulți ani în care e pe locul 3. Și pe ultimul loc este curățenia în casă, mă rog, sigur strâng cât să avem pe unde să călcăm. Însă nu insist să pun totul la loc de fiecare dată pentru că nu are rost și nu mă mai stresez cu asta. Uneori nu fac patul dimineața, e ok, că oricum mă bag în el seara, nu mai pun presiune, atâta presiune, deci ok, whatever,
poate să strângă și soțul dacă îl deranjează, vor strânge și copiii când își vor mai găsi hainele, măcar acum când sunt mici e greu, la unele lucruri trebuie să renunți. Să ne mai relaxăm și noi puțin așa, că prea suntem, trebuie să le fac pe toate, trebuie să fiu frumoasă, trebuie să le fac pe toate zâmbind. E ok să fii supărată, să nu mai poți, să vrei să arunci cu lucruri. Mai puțină presiune pe noi. E foarte greu să fii creativ când te strâng de gât toate lucrurile pe care le-ai de făcut. Revin mereu la asta. Să fim atenți la cine suntem și la ce ne place și la ce vrem și la ce ne doare. Și să vorbim despre asta cu oamenii în care avem încredere. E ok să fii vulnerabil, nu e nicio rușine. Și o să vă aducă foarte mult în viața voastră, vă garantez. Faceți asta în mod repetat. La început o să fie mecanic. Ok, acum iar trebuie să mă duc și să spun despre mine. Dar după o vreme o să fie natural, o să fie parte din cine sunteți și o să vă ajute. Ok, dar cum fac la modul practic? Drăguț, așa, poveste frumoasă, adevărată, dar cum fac? Vă întrebați asta. Fum pariu, se întâmplă asta mereu. Ok, azi puteți să faceți asta după ce plecați de aici sau cât încă sunteți aici. Să vă luați o pauză și să vă uitați la voi. Când a fost ultima oară când am plâns și de ce? Când a fost ultima oară când am fost foarte fericită și de ce? Când a fost ultima oară când am fost sigură că o să mor? Sau când mi-a fost cea mai teamă că o să rămân singură toată viața? Faceți o listă cu lucrurile astea mentală, nu trebuie să scrieți decât dacă vreți, ca să aflați lucruri despre voi. Vorbiți cu mama, cu tatăl vostru, ce îmi plăcea să fac când eram mică, cum eram când eram copil, despre ce vorbeam. Sunt lucruri pe care mulți dintre noi le-au îngropat acolo din motive simplu de înțeles, dacă stăm să ne gândim la ele. Nu vrem să ne uităm la ce ne doare și atunci le acoperim acolo sperând că o să dispară, dar ele nu dispar, rămân acolo și ne împing cumva din umbră. E bine să vă uitați la lucrurile astea și să aflați ce acolo. Apoi să le spuneți cuiva, puteți să mi le spuneți mie, puteți să-mi scrieți mie, dacă nu aveți pe nimeni în jur, faceți asta, e ok. Răspund și primesc scrisori de zeci de ecrane. Știu cât e de greu să vorbești cu cineva fără să fie teamă de judecată, de rușine. Puteți să-mi scrieți mie oricând și o să vă răspund. Dacă aveți nevoie de răspuns, poate aveți nevoie doar să scrieți. Căutați un specialist să vă ghideze. Dacă simțiți că acolo sunt lucruri, dacă vă uitați în voi și nu vedeți nimic, dacă nu vă aduceți aminte nimic, dacă este ceva acolo atât de dureros încât chiar nu vă puteți gândi la el, încercați terapie. Un om recomandat, sunt foarte mulți oameni care fac și pe Skype, dacă nu aveți timp să ajungeți fizic. E un proces dificil și dureros, dar foarte necesar. Nu vă puteți bucura de viața voastră dacă sunt lucruri care vă trag în jos. Și e păcat. Într-un an de terapie puteți fi alt om. Și știu asta pentru că mi s-a întâmplat. Have some fun. Oricum, mie îmi place să-mi fac unghiile acasă. Mă simt foarte bine după ce reușesc să fac asta. Chiar dacă mai dau pe delături și mi le stric imediat, citesc în fiecare seară. Oricât de obosit aș fi, când mă duc în pat, citesc câteva pagini. Uneori reușesc să citesc un sfert de carte, alteori adorm după prima pagină. Este timpul meu și nu renunț la el și mă ajută, îmi face bine. Mă simt bine când fac asta. Sunt în patul meu și citesc o carte care îmi place. Puteți să faceți din povestea voastră meseria voastră, ocupația voastră. Eu fac asta și nu cred că este întâmplător. Cu siguranță am avut și foarte mult noroc, însă nu am făcut compromisuri, nu am acceptat bani sau favorul de la nimeni. Am început foarte de jos, cu un salariu de 75 de dolari. Atâta câștigam și îmi plăteam chirie, țigări și mâncare. Și era bine. Nu era grozav, dar era bine. Am făcut ce mi-am dorit. Am avut norocul să aflu de vreme la ce sunt bună. Și știu că nu toată lumea are norocul ăsta, dar nu-i târziu nici acum. Și puteți să faceți din asta, din ce vă place să faceți și din ce sunteți buni să faceți. Puteți să faceți o meserie sau măcar un hobby. Poate chiar un hobby care să vă aducă bani. Dar trebuie să aflați mai întâi ce este.
Poate pictați, poate desenați, poate croșetați, poate faceți cele mai bune brioșe. Habar n-am. Eu scriu. În rest, nu sunt bună la nimic altceva. Dar am găsit acest lucru. Toți suntem buni la ceva. Toți. Deci nu vă blazați, nu vă gândiți. Eu sunt un om obișnuit, n-am niciun talent. Nu există așa ceva. Toată lumea este bună la ceva. Aflați la ce? Faceți asta în timpul liber. Nu trebuie să vă dați demisia sau... Nu vă recomand să faceți asta, dar căutați, căutați, cotociți. Ascultam într-un discurs TED că din momentul în care îți vine o idee, ai un impuls să faci ceva, primele 5 secunde sunt hotărătoare și dacă în alea 5 secunde nu faci ce ți-a trecut prin cap, apoi pierzi orice motivație. Să zicem că, nu știu, vă vine acum să veniți să mă îmbrățișați, dacă nu vă ridicați în 5 secunde, s-a terminat, nu o să mai aveți curajul. Și asta se aplică în general la ideile îndrăznețe. Cum mi-a fost mie cu tricou atunci, n-am stat să mă gândesc. M-am urcat în mașină și m-am dus la studioul de făcut tricou și am zis, îl vreau acum. Chiar dacă după aia pe drum m-am gândit, poate nu e o idee bună, am pornit și am făcut-o. Deci lăsați ideile să vină, uitați-vă la ele și puneți-le în aplicare, dați-le o șansă celor care nu sunt ilegale sau normal. E important și asta. Mie mi-e foarte greu să primesc feedback constructiv. Oameni care... Ești foarte drăguță, dar cred că ești o mincinoasă. Sau de ce naiba tot porți Adidas și ea la evenimente? Arăți ca naiba. Ok, nu e plăcut, mai ales că nu ai încredere în tine. Însă multe dintre lucrurile astea te ajută. Când stai să te gândești, păi are dreptate, mă, n-am trebuit să mai port tenis la eveniment, ar trebui să-mi pun tocuri. Că sunt o profesionistă și vorbesc pe o scenă și ar trebui să fac asta. Și unor o fac. Acum n-am putut, că știam că o să stau 2 ore în picioare și n-am vrut să risc. Dar de cele mai multe ori feedback-o ajută, mai ales dacă este un lucru pe care nu l-ai mai făcut înainte. Pe mine mă ajută enorm faptul că scriu online și că în 3 ore am 100 de comentarii. Și știu, am făcut bine, am făcut rău, uneori doare. Dar ajută să fii mai bun. Povestea ta să fie una frumoasă. Bun. Acum o să mă uit pe ce mi-ați trimis. Sunt foarte curioasă. Ar trebui să am 100 de mesaje aici. Am foarte multe mesaje. Ok, o să vă citesc câteva lucruri. Multe se repetă. Afecțiune, echilibru, încredere, un partener, un copil, sănătate, foarte multe mesaje cu sănătate, bine în lume, pace în lume, iubire, un copil. Să intru și pe celălalt cont. Sunt foarte multe care se repetă. Iubire, divorț. Interesant. O casă. Împlinire, echilibru. Bani. Întotdeauna sunt și bani. Afecțiune, iertare. Iertare. Ok. Mulțumesc pentru încredere. Nu o să public nicăieri ce mi-ați trimis, rămâne doar între noi. Văd că mulți dintre voi își doresc asta, împăcare, pace sufletească și în lume, bineînțeles, cred că toți ne dorim bine. Credeți că orice din ce am discutat astăzi este de folos în direcția cuvântului cheie pe care mi l-ați scris? Nu o să mai fac exercițiul ăsta pentru că mi-ați spus la început că sunteți fericiți și atunci n-are sens să mai fac asta. Bun, acum e rândul vostru. Și vă rog să... Sunt fetele de pe margine care au microfoane
Pentru că ne urmărește multă lume online și e important să audă și ei întrebările voastre, nu doar răspunsul meu. O să vă rog să așteptați, să ridicați o mână dacă vreți să puneți o întrebare și să așteptați până ajunge microfonul la voi ca să se audă, să vă audă toată lumea. Curaj! Te rog! Bună, eu sunt Nicoleta. Trebuie să recunosc că pe măsură ce îmi veneau întrebările în cap, tu răspundeai la ele. Okay, așa că sunt multe la care nu, dar și legat de exercițiu și legat și de ce mi-aș dori eu, de exemplu, atunci când vreau să fac ceva și cum reușești tu să te așezi și să stai alea 5 minute pentru idee, când în cap îți vin tot felul de autoflagelări, culpabilități, nu sunt bună la ea, dar, adică tot felul de partea ușor negativă, ca să nu zic. Și atunci îți vine să nu mai stai, că na. Cum treci de asta? Deci când te așezi tu cu tine, îți vine numai de rău. Da. Nu-ți vine și de bine, ok? Cum treci de ele? Adică... Pe mine m-a ajutat foarte mult terapia în acest sentiment de vină. Două lucruri mă împiedicau din a trăi. Unul era frica. Mi-era frică de ceilalți oameni, de reacțiile lor, de părerile negative. Și mi-era și rușine, dar și rușinea cumva vine tot din frica asta de ce o să se întâmple dacă tu faci un lucru. Și vina, care mă împovăra orice făceam. Deci dacă eram fericită afară din casă, mă simțeam vinovată că am lăsat copiii. Dacă stăteam cu copiii, mă simțeam vinovată că l-am lăsat pe soț. Dacă stăteam cu toți trei, mă simțeam vinovată că n-am răspuns cuiva repede pe internet. Deci viața mea era o vină de dimineață până seara. Și am mers cu asta în terapie și am zis, mă sufocam. Realmente nu mă bucuram de nimic din ce făceam. Asta era acum câțiva ani. Și am lucrat mult cu asta. Am făcut și exerciții vizuale, gen, uite, vina este un obiect pe care îl porți cu tine. Că e foarte important să conștientizezi ce se întâmplă și de unde vine. În cazul meu a fost și o chestie de mică, pentru că mereu auzeam, sigur ai făcut tu ceva. Deci nu conta ce se întâmpla și mi-o luam oricum. Hai recunoaște. Nu conta ce se întâmpla de fapt, sigur, cumva mă simțeam vinovată că exist și că respir. Și a fost un proces foarte lung și am avut de reparat inclusiv cu părinții mei să zic, nu sunt eu de vină, adică, ok, sunt pe lume, sunt așa, dă-mi drumul cumva, eliberează-mă de asta. M-a ajutat foarte mult discuția asta cu... pentru că m-a ajutat să aflu că, de fapt, ei nu credeau asta cu adevărat, ei pur și simplu ceva ce le venea să spună pentru că și ei, la rândul lor, fuseseră crescuți. Deci, cumva, purtam o vină din asta ancestrală, care nici măcar nu era a mea. Ce am mai făcut a fost să cer oamenilor din jurul meu apreciere. Să zic, am nevoie să-mi spui că fac ceva bine. Soțul meu, am nevoie să-mi spui că sunt o mamă bună. Ca atunci când stau doar cu tine să nu mă simt vinovată că îi abandonez copiilor. Le-am zis, am nevoie să apreciați ceea ce fac, să spuneți mulțumesc pentru masă, a fost bun. Ok, poate nu-i frumos să cer asta unui copil de 5 ani, dar eu am nevoie, noi suntem doar noi, nu avem bunici, suntem puțini, este un trib mic. Și e nevoie să fim apropiați, am cerut asta, spunem că sunt bună la ceva. M-a ajutat foarte mult și feedback-ul tuturor oamenilor care îmi scriu pentru mine, deci m-am hrănit și cumva, pentru că aveam și asta, nu știam să primesc apreciere din același sentiment de vină și că nu sunt suficient de bună. Când venea cineva să-mi spună, hei, apreciez foarte mult ceea ce faci, mulțumesc, și eu ziceam, n-am făcut eu nimica, a fost doar noroc, cumva nu primeam, pentru că așa mă simțeam, că nu e ceva ce eu am făcut. Și nu era adevărat. Uite, eu chiar am ajutat cu o carte sau cu un text un om. Și am lucrat cu mine, pur și simplu, făceam asta mecanic, în loc să spun, nu, ziceam, mulțumesc, dar eram așa un pic. Și am făcut asta de foarte multe ori, până când am învățat să zic mulțumesc și chiar să mă bucur de ceea ce primesc. Și acum fac asta. Și cumva cu fiecare vorbă bună despre mine pe care am cerut-o și pe care am simțit-o autentică, de la copii, de la soț, de la prietena mea și de la toți oamenii din jurul meu, sentimentul de vină a scăzut pentru că am căpătat încredere în mine. Și în puterea mea de project manager, da, al casei, că fac lucrurile astea pentru binele tuturor. Pentru că am observat și asta. Vina mă făcea foarte frustrată și eram nervoasă și răbufneam cu copiii una, două, iar ei vedeau că asta mă ambalează și o făceau și mai. Pentru că ei voiau, de fapt, să mă uit la asta. Mama, e o problemă. Rezolvă. Și până am rezolvat, a fost greu. Țipau. Deci era un dezastru. Până când am zis, stai puțin,
sunt adulți, ei au 4 ani și 2 ani sau 3 ani și un an, nu știu cât aveau atunci. Am ajuns să țip la ei, deci ceva este foarte în neregulă. Și mi-am dat seama că asta era, eu aveam o părere foarte proastă despre mine, eram frustrată când ei țipau, o luam personal, mă gândeam, sunt o mamă groaznică, copiii mei plâng. E adevărat, toți copiii plâng, mai mult sau mai puțin, ok, chiar n-ai ce să faci. Și mi-am dat seama că am eu nevoie de bine. Și l-am cerut. Mi l-am și adus. Asta, uite, că citesc seara, mă face să mă simt foarte bine. Că scriu, că fac ceva ce-mi place și că primesc lucruri bune de la alții. Băi, bărbate, am nevoie să-mi spui lucruri despre mine, că sunt frumoasă, că ai nevoie de mine, că fac bine, că cumva să acoperi. Deci asta ar fi o parte, să scap de vină în terapie sau gândindu-te bine de unde îți vine, care-i problema? Care a fost punctul ăla în care tu ai tras concluzia că ești de vină pentru tot? Cu siguranță există, sau poate să fie mai multe. Și din momentul în care te uiți la el, o să vezi că nu mai am puterea asta de a te ghida așa din întuneric. Și pe de altă parte, poți să aduni în borcanul cu plus cât mai multe lucruri. Și curând vor fi mai multe la bine decât la rău. Și atunci nu se mai simt. Eu nu mai simt apăsarea asta. Adică, acum sunt cu voi și când am plecat, băiețelul a plâns foarte rău. Dar inima mea nu s-a mai boțit ca înainte. I-am zis, trebuie să plec, e meseria mea, am nevoie să fac asta, am nevoie să mă întâlnesc cu acești oameni, mă întorc în 2 ore. Și am fost ok, nu m-am simțit vinovată, nu știu dacă e bine sau rău, dar sunt acolo pentru el în 99% din timp, în acest 1% de care eu am nevoie, sufletul meu are nevoie să fac asta, știu că plângi, înțeleg că ți-e greu, dar nu o să mă simt vinovată pentru asta. Am nevoie de asta ca să fiu bine cu tine peste 2 ore când mă întorc acasă. Și pentru mine funcționează. Nu știu dacă este egoist, nu cred. Pentru că am observat că ajută pe absolut toată lumea. Dacă eu sunt deliberată de furia asta care mă strângea de gât. Ți-am răspuns? Da, întrebare? Mulțumesc. Ok, mulțumesc. Vă rog. Bună, Ioana. Bună. Bună ziua tuturor. Salut. Mesajul meu către tine a fost răbdare, cu toate că nu știu dacă l-ai primit sau nu. S-au dus și în message request și pe aceea nu le văd pe telefon. Am doi copilași, o fetiță de 6 ani jumătate în clasa pregătitoare și un băiețel de 6 luni. Acum la mine e un pic ciudat pentru că fata acum începe cu temele, copilași cu diversificarea. Ce facem cu răbdarea? Am o problemă că... Eu dacă sunt așa, cum ai spus tu, câteodată mai lasă lucrurile, nu le strângeți pe toate prin casă, că începe și copilul să-și strângă atunci când găsește lucrurile, dar din moment ce eu sunt o împrăștiată, că nu am timp, stai să mă gândesc, citesc tot felul de forum, ce să mai fac la copilaș, că am uitat totuși de acum 6 ani de zile, ce să-i mai fac, ce să-i mai fac să mănânce. Fetița vine de la școală, mami, uite ce am făcut, uite, mami, stai puțin, că acum mai dau frățiorul tău să mănânce. Cel mic nu mai mănâncă dacă eu vorbesc în timp... Că cred că vorbesc cu el și încetează. Ce facem în momentul în care noi suntem împrăștiați și copilul vede lucrul ăsta, dar noi avem așteptări de la el să-și strângă lucrurile. Dar spune, pe de-o parte, el vede la noi, mami, tu ești așa, când plec în parc cu ei, luăm, zici că mergem la război. Căruțul e plin până la refuz, cu toate astea tot uităm ceva acasă, nici nu vreau să mă gândesc când mă întorc acasă ce găsesc, las că le strâng pe urmă, las că le strâng, îi cer și ei ajutor să strângă, ia cum venim acasă, stai să mă uit un pic la televizor, stai să iau tableta un pic în mână, copilașul plânge, vrea mâncare și ce facem cu răbdarea? Cum? Ok, eu văd 2 aspecte aici, s-ar putea să fie mai multe, dar îmi spui tu dacă nu ți-am răspuns complet. La asta cu curățenia, și eu am aceeași problemă, respectiv sunt foarte împrăștiată, dar este și pentru că așa sunt structurată, adică eu în tot haosul știu exact unde am pus ce am pus și dacă sunt la locul lor, deci când le văd așa aliniate în dulap, deja nu mai mă creează o angoasă. În același timp, eu am trăit cu asta, te duci în camera ta și faci curat. Și cred că făceam, nu mai țin minte, dar nu m-a ajutat ca adult să fiu ordonată. Nu sunt nici acum și nu vreau să fac curat. Lasă-mă în pace, sunt adult, sunt la casa mea, nu fac curat. La noi a ajutat, pentru că eu nu pot să fiu un model bun în sensul ăsta și nu vreau să mai pun și această presiune pe mine. Acum trebuie să mai și învăț la 38 de ani să fac curat. Nu vreau, deci nu mai pot să mai fac și asta. Este felia soțului. El este foarte ordonat și cumva el este cel care zice, ți-ai făcut curat la tine în cameră? Nu, hai acum. Unor nu funcționează și le ia toate lucrurile grămadă, le pune în sac și zice ok, deci tot ce e pe jos nu vă mai trebuie, o să le aruncăm.
Și cumva dintr-o dată se motivează, cel mic este mic, dar cea mare la 5 ani și ceva a învățat acum și începe să-și pună, dar este greu, e o luptă continuă de fiecare zi. Deci poate ar ajuta cumva ca cel mai puțin ordonat, cel mai ordonat dintre voi să-și asume asta și să fie un model, chiar dacă celălalt nu este. Eu fac eforturi, adică încerc să nu mă arate casa ca un câmp de război, însă nu-mi iese întotdeauna. Dar soțul face asta și are grijă și de lucrurile lui diferit și stă cu gura pe ei non-stop și pe mine, bineînțeles, pentru că altfel risc să-i stric. Și ajută, bineînțeles, toate trucurile astea, cutiuțe, soțul i-a desenat fetițe pe fiecare raft, ce urmează să stea în raftul ăla, adică are fustițe, bluzițe și tot le pune clar peste grămadă, dar măcar sunt cât de cât organizate și pe ea a ajutat-o asta, să fie responsabilă să-și pună la locul ei. În ceea ce privește răbdarea, în cazul meu, a ajutat foarte mult să mă gândesc ce mă înfurie. Care e problema, de fapt? Eu n-am fost un om răbdător niciodată, adică mereu tropăi când aștept liftul, mă enervează când pierd autobuzul, nu sunt un om care are răbdare și nu știu să aștept. Și am observat de când am copii că asta poate fi o problemă. Până atunci nu era. Asta e, tropăiam la lift și boscorodeam când iar mi-l-a furat cineva și trebuie să mai aștept un minut. Nu era o problemă. Dar acum a devenit, pentru că pierdeam răbdarea, ridicam vocea, ei imediat reacționează la asta, nici nu contează ce spui, ei îți văd mimica și îți citesc corpul, toată comunicarea non-verbală pe care tu o pui pe display față de ei și ei reacționează la asta și tot escaladează și nimic nu funcționează. Am făcut mai multe lucruri. Prima a fost terapia, pentru că mi-am dat seama că singură nu reușesc să gestionez. Eram foarte frustrată, eram în multe situații singură cu ei și observam că mă enervez din orice și îmi dădeam seama că nu-i normal. Mă enerva când plângeau. De ce te-ai enerva când un om pe care îl iubești plânge? Trebuie să simți compasiune, trebuie să vrei să-l ajuți. De ce te-ai enerva când plânge? Aveam eu o problemă. Și multe din momentele în care îmi pierdeam furia veneau din reacții nejustificate pe care eu le replicam acum ca adult pentru ceva ce se întâmplase cu, nu știu, 35 de ani în urmă, când un copil mi-a luat jucăria la grădiniță sau când n-am fost lăsată să stau în bancă cu cine am vrut eu sau când voiam să mă joc cu mama, dar nu era acasă. Era la serviciu, lucrau în schimburi, nu aveam cu cine să mă joc sau mă pedepsea și nu puteam să ies afară, cu toți prietenii mei erau în fața blocului și eu muream de furie. Era cumva același lucru. Deci eu mă comportam ca un copil mic. Și eram, nu erau doi care urlau, erau trei. Niciun adult acolo. Și după câteva luni de terapie am înțeles de unde vine și din momentul în care am înțeles, nu s-a mai întâmplat asta. Aici este fix, asta e magia. Pur și simplu vezi ce te conduce și când vezi pilotul automat și care sunt schematismele lui, el nu mai funcționează. Și atunci poți să pui orice în loc. Poți să pui un joc. Dacă nu te mai înfurii, n-au ce să-ți mai facă. Poate să plângă. E ok, mama e foarte calmă. Sigur, vrei să te tăvălești? Nicio problemă, sunt aici, te aștept. Spui nu, e ok, mai stăm. Când nu mai pot să mai stau, o să te iau pe sus și o să mergem unde... M-a ajutat foarte mult regula asta celor 90 de secunde. Da, o știu. Că reușești să te abții 90 de secunde, să strigi, să trântești, să... după aia nu mai simți același impuls. Eu am asta când mă lovesc de un obiect, să lovesc și eu. Și asta e ceva ce din nou am din copilărie, că era să-i dai nana sau nu știu cum era. Și acum fac la fel, când dau cu genunchii de câte o masă, primul impuls este să o sfarăm. Maso, ce mi-ai făcut? Și zic 90 de secunde și stau acolo pur și simplu și cu toată furia aia și cu genunchiul care mă doare că m-am lovit, dar nu fac nimic. Și într-adevăr, după o vreme îmi gândesc, Doamne, ce tâmpenie, de ce să lovești un obiect? Pe aia m-ar fi durut și mâna. Dar cumva avem nevoie de, în toată iraționalitatea aia, la început, să zici, mă opresc puțin. La mine cele 90 de secunde funcționează după ce am țipat. Și mi-aduc aminte de Ioana, zic, măi... Da, trebuie să găsești o metodă să le... introduci în schemă înainte și de multe ori nici nu e nevoie de atât de mult pentru că se pare atât de caragios ceea ce faci că eu, nu știu, mă repede să caut în congelator orice, numai să nu mă uit acolo unde mă enervează și după aia mă gândesc, Doamne, ce cred, cum trebuie să arăt acum, cred că arăt ca o idiotă care la nervi se aruncă în picioarele de pui congelate și cumva trece
și a mai trecut una și a mai trecut, după aia capăt încredere în mine și îmi dau seama că, hei, mă descurc, I can handle this. Și e o bilă albă în borcanul cu uite ce mișto sunt și asta scade frustrarea și crește răbdarea, nu? Că ești mai bine cu tine, te-ai iertat și uite ce bine ești. Îți mulțumesc, Ioana. Cu plăcere, sper că ți-am răspuns. Bună ziua, sunt Andreea. Bună. Vreau să întreb atunci când, cum ar fi, cineva vrea să-mi spargă bula mea în care sunt băgată și izolată, uneori mă izolez de lume și cum fac să-mi dau seama că e bine uneori să fiu singură, adică să petrec timp cu mine? E grozav să petrești timp cu tine. Asta e ceva ce am învățat foarte târziu în viața mea, tot atunci, pe la 27-28 de ani, când mi-am dat seama, deci mi-era foarte teamă de singurătate, că mi se părea că dacă sunt singură înseamnă că nimeni nu mă place, nimeni nu mă iubește, deci am clar probleme grave și făceam totul să fiu plăcută de ceilalți și de asta nici nu știam prea bine cine sunt eu, pentru că nu stăteam deloc singură. Deci dacă eram singură în casă, mergea televizorul sau mergea radio sau îmi punea muzică. Deci cumva mi era groază ca de moarte de momentele în care sunt eu cu mine și mă gândesc la mine sau nu mă gândesc la nimic. Și practic nu fusesem singură deloc. Chiar eram în relații care nu funcționau, dar mi era atât de frică să rămân singură încât nu conta. Deci pentru mine era important să fie mereu cineva acolo, chiar dacă era cineva nepotrivit. Și fete și băieți, mă refer la relații și de prietenie și de colegialitate, orice, numai stai lângă mine. Și mi-am dat seama când am rămas singură și n-am avut de ales, deci pur și simplu m-am trezit singură într-un apartament gol, nu eram bine deloc și am zis, ok, doar nu o să mor acum, ce o să fac? Nu mai era nimeni în viața mea și am stat singură. Și mi-am dat seama că mi-a plăcut mult, deci a fost, wow, așa e să fii singur? Puteam să fac ce vreau eu. Mi-am dat seama că nimic din ce mâncam nu-mi plăcea. Nu mâncam ce-mi plăcea, mâncam ce mâncau ceilalți. Și mi-a plăcut mult. Acum mi-ar plăcea să mai am momente în care sunt singură. Sunt foarte rare astea. Nici la baie nu mai echip, că sunt doi, mai vine și pisica, trei, nici mai închid ușa. Acum este poftiți. Cine mai vrea să mai vină? Eu zic să te bucuri de momentele tale cu tine. Fă ceva în ele, scrie, citește. Sunt momente în care se întâmplă ce am scris eu acolo că se întâmplă, dar și când cineva intră peste tine și te simți neconfortabil, trebuie să spui fix asta. Nu este, adică nu te gândi că o să se simtă cineva jignit, că este ceva despre tine, adică nu o să-i spui du-te de aici că nu te plac, o să-i spui am nevoie să stau un pic singură. Fac ceva, nu știu, lucrez, mă gândesc la mine. Da. Ți-am răspuns la întrebare? Da. Spune dacă nu. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Bună, mi-am făcut și eu curaj, tot Ioana sunt și eu. Bună, Ioana. Întrebarea mea este cum faci să alungi gândurile negative din partea celorlalți? Când ai o idee bună în care tu crezi, o povestești cuiva să... Uh-huh. Să ai acceptarea lui sau să vadă în tine și el începe să-ți pună piedici pe care tu nu vrei să le vezi, dar cumva te afectează negativ. Ok, cred că aici depinde de mai multe lucruri. Poate persoana respectivă chiar nu e cea care ar fi trebuit să-i spun. Se mai întâmplă și asta, adică să ai un gând bun și să nu se potrivească, adică, ok, ideal ar fi ca persoana să nu te descurajeze, adică poate nici nu e cerut părerea, știi? Vreau să spun ce idee am. Bine, spune-mi, asta e. Ok, whatever. Deci, cumva, poate dacă... Nu, eu spuneam că am o idee și, de exemplu, eu împărtășesc soțului. Așa. Hai să facem ceva, uite, eu zic că ar fi bine. Și el este omul negativist, l-am recunoscut deja și încep. Dar dacă se întâmplă, dar noi nu putem asta, dar noi... Și atunci mă desumflu și eu cumva. Păi, ok. Sunt persoane care, bărbații în general, sunt taxați pe soluții și pe hai să vedem cum să rezolvăm. Poate soluția ar fi să pui problema diferit. Ci, nu hai să facem asta, ci uite, eu am mare nevoie
de o pauză, să zicem. Am stat și m-am gândit mult și sufletul meu are nevoie să facă ceva diferit pentru o săptămână. Și m-aș bucura foarte mult, dacă ai fi de acord, să facem împreună asta. Și dacă nu vrei, aș vrea să mă pot duce singură, sau nu știu, cu o prietena mea. Pentru că în felul ăsta el nu poate să spună ție nu e adevărat că nu simți sau... Și o să-l ajute să se gândească și că tu practic îi spui doar ce simți tu. Și poate să se gândească că și el simte diferit sau poate nu. Poate el nu are nevoie de o pauză acum, poate el are nevoie de o pauză la schi sau zic și eu, nu știu. Dar o să poată să-ți spună asta vorbind despre el, știi? Fără ca tu să simți că ideea ta... Dacă nici asta nu funcționează, pe mine mă ajută comunicarea în scris. Pentru că, na, suntem obosiți, așa, și atunci dau un SMS frumos și zic exact același lucru, dar exprimat cumva în... Pentru că el cât îmi răspunde, are un pic de timp să nu reacționeze cu testosteron, știi? Dar nu putem, că avem programat nu știu ce sau... Și în timp ce așa, zice, stai puțin, ce a zis femeia? Că ar ajuta-o mult, că s-ar simți bine dacă n-a zis hai să sau e obligatoriu să... Deci tot despre autenticitate și vulnerabilitate, știi? Vreau să spun asta și despre mine. Și apoi tu vezi dacă ne întâlnim la jumătate sau nu. Mulțumesc mult. Ți-am răspuns? Da, da, mulțumesc. Vă rog, mai avem timp, cred. Mai avem? Mai avem vreo 20 de minute. Dar nu e obligatoriu să le folosim, deși m-aș bucura. Bună! Bună! Eu am o problemă că de foarte multe ori când am multe lucruri de făcut, nu găsesc motivația să le fac. Uh-huh. Adică în loc să mă ridic din pat sau de pe canapea sau de pe fotoliu, să mă duc la birou să scriu sau să fac sport sau să mănânc ceva sănătos, să aleg mărul în loc unei uh-huh. prăjituri, uh-huh. în loc să fac lucrurile astea, stau și nu fac nimic sau fac ceva care nu este bun pentru mine. Uh-huh. Stau pe telefon și pierd un timp care mi era mie necesar. Și eu fac asta cu telefonul, mă omoară, deci ce să mai fac să scap de telefon? Poate, poate. Nevoia ta este fix asta. De a-ți mai da niște timp. De a procrastina. De a lua niște decizii proaste. Poate. Nu știu să spun. Sau poate încerci să te pedepsești pentru ceva ce tu crezi că nu faci bine. Adică, ok, e clar că ar trebui să mănânci un măr în loc de un baton cu ciocolată, să zicem, dar nu meriți să iei decizia asta bună pentru tine. Și aici, cumva, cred că poți să te uiți tot la vină, să vezi dacă te simți cumva împovărată de ceva, dacă sunt degete acolo care arată spre tine, tu nu ai făcut, tu ești întotdeauna tu. Cred că ce poți să faci, în afară de să te uiți la tine și să fii autentică și vulnerabilă și să vorbești despre cu adevărat despre... Este dacă vrei într-adevăr să faci lucrurile astea bune pentru tine. Dar trebuie să afli mai întâi dacă vrei să le faci. Dacă vreau, taman, că vreau, dar vrei cu adevărat. Pot să okay. le fac. Tot tu ești acolo. Adică îți dai seama că este... Da, sunt bucăți din tine care se luptă. E un conflict acolo care nu ar trebui să fie. Și trebuie să vezi partea bună și partea pe care tu o crezi rea, care nu e rea. Care e problema? Este acolo ceva, nu știu, că nu te cunosc. Ce poți să faci este, în afară să investighezi ce e acolo, este pur și simplu să te obligi să faci lucruri. Chiar dacă nu-ți place, este o chestie de exercițiu, ca în armată. Ok, nu vreau, încearcă asta, fă în silă, blesteamă-mă pe mine, ridică-te, lasă telefonul deoparte și vezi ce te așteaptă după asta. Și eu fac asta seara, zic, mă duc în pat și o să citesc și mă culc. Dar zic doar un pic să mai văd aici ce mai... Trec două ore. Deci nu știu ce am făcut, ce am câștigat în aia două ore. Nimic, dar nu am putut să las telefonul jos. Și atunci ce fac este în drum spre dormitor, îmi opresc internetul și nu mai pun mâna pe telefon. Și îmi vine, deci este exact ca la lăsatul de fumat. Deci vreau, corpul meu se îndreaptă spre noptieră și zic, nu, cartea. La carte sigur adorm în 2-3 pagini, rare sunt excepțiile. Dar este ceva, deci sunt ca un părinte cu copilul mic. Nu ai voie.
Nu-mi place, mă enervează, dar vreau, dar e ce, că sunt adult, acum pot să fac și eu ce vreau eu. Nu pui una pe telefon, uneori nu merge, asta e, mai greșesc, pierd două ore, a doua zi nu mai... Și fac cumva, mă oblig singură, mă forțez. Trebuie să găsești metoda asta, cum era cine, Prâslea cel Voinic, care își punea scobitori în țepușe să nu adoarmă. Dar cred că cel mai important este să vezi care e problema, pentru că un om sănătos, psihic, nu se sabotează. N-are motive. Nu? Vrei să fie bine. Știi ce ai de făcut? Faci. Dacă ceva se întâmplă în procesul ăsta, știi ce ai de făcut, da? Trebuie să închid telefonul, trebuie să mănânc cu măr, trebuie să mă ridic de pe canapea să fac, dar nu fac, ceva e acolo care poate fi rezolvat și trebuie să vezi ce e. Mulțumesc mult! Cu plăcere! Bună! Salut! Numele meu este Cristina și sunt curioasă. Ce te-a făcut să renunți la matematică și să dai la jurnalism? Ți-a fost vreodată în timpul ăsta dor de matematică? Am uitat foarte repede povestea mea. Am fost o iubită nestatornică a matematicii. Nu, pentru că am descoperit scrisul, care mi s-a părut mult mai frumos. Nu vreau să spun că matematica e urâtă, nici vorbă. Doar că mi s-a potrivit mai mult, pentru că e mai maleabil, este mai moale, este mai pe partea asta emoțională. Matematica e foarte rațională și m-a ajutat foarte mult să mă organizez. Acum gândesc tot în proceduri, că mă întreabă lumea cum faci atât de multe într-o zi. Am proceduri pentru orice se întâmplă. Ce fac? Fac asta, prioritizez. Și toate lucrurile astea se întâmplă fără să mă mai gândesc la ele. Deci cumva mi-am făcut un sistem care funcționează și matematica m-a ajutat enorm să fac asta. Am intrat și la jurnalism și la politehnică, dar faptul că am intrat la jurnalism, deși aveam șanse practic zero, eu am luat-o ca pe un semn. M-am gândit, mă, dacă cu atât de puțin în experiență am reușit să fac asta, înseamnă că ăsta e drumul meu. Și apoi m-am gândit că nu e capătul pământului și că pot oricând să mă răzgândesc. Aș fi putut să dau la anul din nou la Politehnică, aș fi luat și aș fi continuat. Cumva a fost o încercare, a fost o idee pe care am primit-o și am acționat cumva spre ea. Și a fost bine, adică nu mă îndoiesc că sunt exact unde trebuie. Și nu mi-a fost dor de matematică, am și uitat foarte repede aproape tot. Știu că făceam niște lucruri absolut incredibile. Nu mai știu nimic. Dar intră copiii la școală și cred că voi recupera în curând. Ți-am răspuns? Da, mulțumesc mult. Mulțumesc. Bună, sunt Mădălina. Bună, Mădălina. Și voiam să te întreb dacă te-a afectat cumva, sau mă rog, dacă ai regretat că ai ales jurnalismul și 10 ani tatăl tău n-a mai vorbit cu tine. Eu nu cred că faptul că el a dispărut din viața noastră a fost provocat de asta. Și chiar dacă ar fi fost, este atât de ridicol încât nici măcar nu, adică refuz să mă simt vinovată pentru asta. Acolo au fost alte probleme, pe multe dintre ele nu le-am înțeles nici acum și nu o să le mai înțeleg niciodată pentru că tata a murit. Am regretat că nu l-am avut în viața mea, dar nu cred că dacă aș fi mers la Politehnică, el ar fi revenit. Deci ar fi fost exact același lucru, doar că eu aș fi fost mai nefericită și aș fi făcut din nou ceva ce alții ar fi dorit să fac și nu ce mi-am dorit eu. Nu știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Știu însă că nu am resentimente, adică eu am iertat tot ce a fost iertat și am fost dispusă până în ultima secundă să îl primesc înapoi, fără să-l întreb de ce. Am încercat să-l întreb de ce când ne-am revăzut după 15 ani și am încercat să-l întreb de ce și mi-am dat seama că nu poate să-mi răspundă și am renunțat și am zis, bine, nu o să te mai întreb niciodată, oricum nu mai contează, nu mai conta. Înțelesesem că nu era despre mine, pentru că mulți am gândit că eu, că n-am fost un copil bun, că dacă eram bună nu pleca. Dar asta erau cumva copilării. Am înțeles în timp că nu era vorba despre asta și am fost mereu dispusă să... Ok, de azi e ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Hai să vedem.
nici asta n-a funcționat și acum deja nu mai avea legătură cu meseria mea sau... Pentru că așa jurnalist, în adevăratul sens al cuvântului, cumva el avea impresia că jurnalist înseamnă să intri în casele oamenilor, să le faci poze fără să-i întrebi, să-i urmărești. N-am făcut niciodată nimic din categoria asta, deci nu cred că am fost genul acela de jurnalist de care tata se temea. Și... Însă, pe de altă parte, el nu a... N-a recunoscut niciodată adultul din mine. Deci mereu când ne întâlneam, el era cumva, a rămăsese în filmul că eu am 12 ani și mereu mă întreba foarte confuz cum îmi plătesc casa, din ce trăiesc. Și eu ziceam, uite, sunt pe picioarele mele, trăiesc singură de 18 ani. Nu. Deci el, na, era foarte greu să se adapteze la, practic, la consecințele propriei lui decizii și atunci încerca să evadeze din asta, ignorând faptul că eu am crescut fără el. Da. Mulțumesc. Bună, Ioana. Bună. În ce personaj te identifici și cum reușești să te desprinzi de universul cărților tale și să te adaptezi lumii reale? În cărțile de copii suntem noi, exact așa cum suntem, fără nicio cosmetizare. Și mie e foarte simplu, că practic asta e viața noastră. În cărțile pentru în romane, trăiesc în ele doar cât le scriu. Și acesta ultimul e ficțiune, însă emoțiile din el sunt reale și le-am trăit pe fiecare. Dar în momentul în care am trimis manuscrisul, am ieșit din lumea aceea. Nu mai pot citi. Nici nu vreau, adică cumva trăirea mea a fost când am scris-o. Am recitit-o, sigur, mecanic de multe ori ca să o corectăm, să o redactăm, să, cred că de 8 ori la rând am citit-o. Dar acum că e carte și că e la voi, eu nu mai am... Gata, conexiunea mea s-a rupt, s-a tăiat cordonul umbilical. Sunt foarte prezent așa și conștientă de viața mea reală, dar și de lumea gândurilor mele, care nu sunt cine sunt eu, adică e ok, îmi trec tot felul de gânduri prin cap, știu că sunt o persoană creativă și mă joc cu asta, adică cumva încerc să o întorc în favoarea mea, nu toate lucrurile ies, uneori iese prost și feedback-ul e pe măsură, că oamenii reacționează imediat, uneori mă doare, dar e ok, am învățat să primesc feedback fără să o iau foarte personal, adică nu e despre ce sunt eu, este despre ce fac și asta e mereu negociabil, pot să nu mai fac ce am făcut și n-a fost bine. Ți-am răspuns? Mulțumesc. Bună. Salut. Sunt Mihaela. Bună. Aș dori să te întreb, în copilărie aveai niște idei și cât la sută din ele le-ai realizat în viață? Sau dacă s-au realizat? Nu am avut așa plan. Știam că îmi doresc mulți copii, pentru că eu am fost singură la părinți și mi-am dorit mereu casa plină și invitam tot felul de vecini, mai invitam și necunoscuți în casă. Vedeam un copil pe stradă, hei, vezi să vii pe la mine, să nu mai fii și eu singură. Și știam că vreau să am o meserie care să aibă legătură cu televizorul, pentru că pe atunci era o chestie foarte exotică să apar la televizor și îmi făcusem din carton o gaură așa într-o cutie și mă puneam pe cap și făceam știri cum ar veni. M-am amuzat foarte tare să fac asta. Și desigur doream să fac tot ce n-aveam voie să fac, respectiv să mă bag în pat cu hainele de zi, să rămân mai târziu la televizor, să mănânc mai pâine cu zahăr. Da, abia așteptam să fiu la casa, pentru că și auzeam asta foarte des, când o să fii tu la casa ta, și eu abia așteptam să fiu la casa mea să fac toate prostiile pe care nu le fac acum, bineînțeles că am alte lucruri de făcut, dar n-am foarte mulți copii, doar doi. Dacă m-aș fi început mai devreme, aș fi făcut mai mulți. Îmi doream 3 sau 4, dar da, e bine și cu 2. Deci, cât la sută ai făcut în viață din ce? Am avut puține planuri așa fixe și să zicem că s-au împlinit 30%. Mersi. Dar cred că planurile adevărate despre viața mea le-am făcut târziu, în copilăria târzie, pe la 28 de ani, așa, cam atunci mi-am făcut un plan. Și, dar n-a fost foarte specific. Adică n-am zis, vreau în 10 ani să... M-am gândit cum aș vrea să mă simt în 10 ani. Și asta mi s-a întâmplat 100%, dar drumul până acolo n-a fost plănuit. A fost pur și simplu noroc și miracol și decizii
bune și unele proaste, dar una peste alta... Au fost și lucruri la care m-am gândit foarte specific. De exemplu, când aveam 27 de ani și mă chinuiam să mă rup de o relație foarte toxică, îmi doream foarte mult o relație liniștită. Și îmi imaginam acest bărbat cu ochelari și cu o față foarte rotundă, așa, și un om plăcut, care să-mi aducă pace. Și pe soțul meu l-am cunoscut pe internet, ne-am scris, am hotărât că ne căsătorim, nu-l văzusem niciodată. Și când ne-am întâlnit, era el. Deci... fața lui rotundă și cu ochelari și am zis, uite, funcționează asta, nu știu dacă știți că este The Secret, e un film și o carte care zice că sunt așa. Deci asta la mine a funcționat, iată, a fost un plan care s-a bifat și a mai fost ceva, că mi-am dorit întotdeauna să avem o casă undeva în pădure sau în liniște, că mă obosește foarte tare orașul. Stăm într-un apartament care dă în cimitir, mă rog, n-a fost, nu e chiar, nu mi-am imaginat perfect, dar oricum am liniște, nu e chiar în pădure, este cu vecini liniștiți, dar... Da. E bine că avem liniște și mult verde. Mulțumesc. Cu plăcere, mulțumesc și eu. Sigur? Gândiți-vă bine. 5 secunde. Să vă ridicați, să ridicați mâna. Fiți impulsive. Cum? Da, a, gata, ok, bine. Deci sigur nu mai sunt întrebări? Sigur, sigur? Ultima șansă. Ok, vă mulțumesc. Sper că v-am fost de folos. Dacă credeți că vă ajută la ceva prezentarea, pot să vă trimit. Deși am văzut că v-ați notat lucruri. Sper să... Cumva dorința mea a fost să vă inspir mai mult, nu să vă dau lucruri de notat. Mulțumesc. Vă doresc curaj și putere să vă uitați la voi și să luați ce e bun de acolo. Să lăsați comorile din voi să iasă la lumină. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Hai să mă decablați!